acolo în Ierusalim, după făgăduința Mântuitorului, acelea 10 zile, după care, îmbrăcându-se cu puterea de sus, trăgând la sorți fiecare din ucenici, a plecat acolo unde le-a căzut sortul său și a început a vesti Evanghelia la toate neamurile. Însă, vrăjmașul mântuirii noastre, diavolul acela, adică pricoană împotriva primilor creștini, împotriva bisericii. Mai întâi a dus pricoană acolo în Ierusalim, de unde a început vestirea Evangheliei. Știm că acel Irod mai întâi a ucis pe Sfântul Apostol Iacob și văzând că iudeilor le place acest lucru, a început prigoana și mai mare mai departe. Însă de la anul 52, de la primul sinod apostolic, care s-a ținut în Ierusalim, care a spus așa: toți cei care vin de la păgânism nu au nevoie să treacă în legea cea mozaică după care să fie botezați, ci să meargă de la păgânism direct la Sfântul Botez. Și de aceea iudeii, farisei, cărturarii, foarte mult s-au înfuriat împotriva Sfinților Apostoli, împotriva primilor creștini. De aceea am mers cu pâră la împărații romani, la împărații păgâni, spunându-lor așa că au apărut o sectă pe pământ care sunt împotriva legilor părintești a celor romane. Și începând de la Nero, a început mare prigoană împotriva creștinilor. Însă de la anul 260, prin Imperiul Roman, a fost o mare decădere până la anul 284, când pe scaunul de la Roma s-a ridicat împăratul Diocletian. Cred că știm cu toții istoria acestui împărat. Însă în vremea lui a fost adoptată tetrarhia, adică cum? În răsărit era împărat Diocletian cu scaunul său la Nicomedia, l-a pus împărat pe Maximian, colegul său de arme, care s-au numit împărați, la care ca ajutor a luat și doi cezari. În răsărit era Galeriu cu scaun la Tesalonic, iar l-a pus, era Constans Clorul, tatălui mare Constantin, cu scaunul său la Trestie, în Germania de astăzi. După care știm că la 302 împăratul Diocletian a dat mai multe edicte. Primul edict l-a dat la 24 februarie, al doilea l-a dat în martie, al treilea și al patrulea le-a dat în luna lui septembrie. Primul edict spunea așa, ca toate bisericile cele creștine să fie dărâmate. Acest edict a mers în toată împărăția
împărăția lui. Însă l-a pus unde era Cezar Constans Florum, acolo se spune în viața lui că a dărâmat doar în câteva biserici, câteva așezăminte care erau mai mici. După care toți creștinii au fost liberi, nu a fost prigoană în acea parte a Europei. După care acest Constans Florum s-a căsătorit cu Sfânta Împărăteasă Elena. Sfânta Împărăteasă Elena era din Tinea Paris sau din Ilea Paris, din partea Turciei de astăzi, fiind hangiță, iar Constans Florum fiind general într-o acea vreme, mergând în partea Asiei, a găsit o predânsă la Oman și a luat o predânsă de soție. S-a născut însă la anul 55, iar la anul 270 s-a căsătorit, iar la anul 272 naște pe Sfântul Împărat Constantin în Serbia de astăzi, în orașul Niș, lângă granița cu România. La anul 293 o părăsește pe împărăteasa Elena, căsătorindu-se cu altă femeie, cu Teodora, care era fiica împăratului Maximian. Deoarece ajungând cezar, era lege în acea vreme ca cei din rânduiala împărătească să aibă nevastă fiică de împărat. Și de aceea și acest Constans Florum a lăsat pe împărăteasa Elena cu fiul Constantin în grija ei și dânsul a luat-o pe Teodora ca soție. Și a avut-o de soție până la anul 305, când împăratul Constans Florum s-a stins din viață, luând scaunul de la Trestie din Germania, împăratul Constantin a numit pe maica sa Elena împărăteasă. Pe scaunul de la Roma a venit Maxentie, fiul lui Maximian. Și s-a iscat o neînțelegere între acești doi împărați. Și a dus la luptă la anul 312. Armata împăratului Constantin era foarte mică față de armata împăratului Maxentie, care ajungea până la 150.000 de ostași, care Constantin a ieșit doar numai la război cu 20.000 de ostași. Și era mare de crin văzând însulă această oase numeroasă a împăratului Maxentie. Și se spune că într-o acel timp a văzut însul împăratul și toată oastea lui, o cruce de stele închipuită pe cer și care scria așa, cu acest semn, vei birui. Însă împăratul a căzut într-o nepricepere, deoarece într-o acea vreme acel semn al crucii era foarte urât de păcând și de aceea cei care erau condamnați la moarte erau răstignit.
jigniți sau însurițați pe Sfânta Cruce. Ne aducem aminte de Împăratul Neron, care mai într-o zi a răzignit pe cruce 2000 de creștini. Iar noaptea le-a dat dânsul foc într-un parc să lumineze Roma, că spunea dânsul să se inspire din aceea ce vede el, spunând că era păiet. Așa se ucideau creștinii într-o acea vreme, dându-le foc pe Sfânta Cruce, pungându-i cu fel și fel de lichide care nu au făcut spoală, ci cu altele cu ceară, dându-le lor foc. Și cum am spus, văzând Împăratul acel semn, a căzut într-un nepricepere. Însă noaptea, să arată lui în vis, însuși Mântuitorul Iisus Hristos, îmbărbătându-l pe dânsul și spunându-i lui așa, că cu acest semn va birui, dându-i poruncă ca Sfânta Cruce să fie cusută pe coifurile ostacilor, soldaților și pe toate armele să aibă semnul cinstitei cruci. Și făcând așa, purcizând la război, având război cu Maxentie, în Verona, de astăzi și lângă alt oraș din zonă, Torino, la podul Vulturului, peste râul Eufrat, a avut mare grăință Împăratul Constantin, ajutându-l pe dânsul puterea cea dumnezeiască. Mai mult de aceasta, se spune că podul peste acel râs a rupt, iar Maxentie s-a necat în acel fluviu cu tot cu ostacii lui, cu cai și cu călăreții lui. Și a intrat Sfântul Împărat Constantin în Roma cu mare cinste. Și în centrul orașului Roma, în capitala acolo, a ridicat o sfântă cruce de piatră, pură pe dânsul semnul acesta nică, spunând așa, cu acest semn s-a biruit cetatea aceasta de păgânul Maxentie. După care și acest Sfânt Împărat Constantin s-a convertit la credința cea creștinească. Următorul an, la 313, a dat dânsul primul edict de la Milan. Dintr-o acel edict, spunea așa, ca toți cei care au fost închiși în temnițe și în alte oarele care prin cătunuri și prin altele să fie lăsați liberi. Cei care erau plecați prin peșteri, prin pustietăți, fiecare să se întoarcă la casa sa. A dat a doilea edict acolo, unde dădea libertate creștinilor și toate averile care erau răpite de cei necredincioși să fie înapoiată creștinilor. A dat a treilea edict acela care dădea libertate ca creștinii să poată construi Sfintele Bisericii. A dat a patrulea edict acela care spune așa, ca cei care au murit, care au fost luate averile lor, să fie date lor, rudenilor lor. Iar dacă nu au rudenii, averile lor să se dea Sfintelor Bisericii. Și în final, a fost multe edicte date de acest Sfânt Împărat Constantin, care în apus s-a ținut pacea peste întreg Imperiul. Însă acest edict de la Milan a fost semnat și de liciu
sau care era îngrăsărit. La început în anul 316 a respectat acel edict. După 316, acel viciniu a început prigoana împotriva creștinilor din răsărit. Ne aducem noi aminte din viața acelor 40 de sfinți care au fost ucis de viciniu la Sebastia la anul 320. Mărindu-se împăratul Constantin la anul 324, merge împotriva lui Liciniu la răsărit. A avut primul război la Adrianopolă, l-a avut și prea doilea război, îl cucerește pe Liciniu, îl duce în sulchium la Tesalonic, după care Liciniu este asasinat. Și așa împăratul Constantin a ajuns împărat al Apusului și al Răsăritului, având capitala într-o acea vreme la Nicomedia. Însă și-a refăcut reședința sa în Bizanț după numele unui grec cu numele Bizanț, dându-i numele de cetatea lui Constantin, adică cetatea Constantinopolului, care poartă numele până ziua de astăzi. Și a început azi din cetatea Constantinopolului la anul 326, ca la anul 330 face inaugurarea acelei cetăți. Și știm noi cu toții că a dăinuit această cetate până la anul 1453, când sultanul Mahomet al II-lea a cucerit Constantinopolul. Împăratul Constantin nu numai că a avut doar intenția lui în cererea statului, a avut grijă și de Sfânta Biserică, că așa în timpul domniei lui, la anul 325, proclamă primul sinod ecumenic din toată lumea. Și de ce oare? Era într-o acea vreme un preot în Alexandria, un numele de Arie, care acela spunea că Mântuitorul Hristos este o creație, este o creatură, nu este însuși Fiul al lui Dumnezeu. De aceea, adunându-se Sfinții Părinți la acel sinod din Niceea, sub președinția împăratului Constantin, primul a luat cuvânt la acel sinod, împăratul Constantin, spunând dânsul așa, că dânsul se consideră a fi ca episcop în treburile cele din afara bisericii. Știm ce înseamnă sinod? Nod înseamnă care dreaptă drumul cel drept, iar sin înseamnă adunare. Și de la primul sinod ecumenic avem o exemplu în toate țările ortodoxe, Sfintele Biserici să fie conduse de Sfântul Sinod, având în frunte un președinte care este supus Sinodului. Și bisericile noastre, preotul parol trebuie să aibă comitet. Comitetul să aibă un președinte. Președintele comitetului nu are voie să facă nimic fără încredințarea comitetului. Așa a fost, deci,
în vremea cea dinainte și merge această lege până în ziua de astăzi. La cel sinod de la Niceea s-au format cele 7 articole din crezul nicean. S-a hotărât data Paștelui când va fi, după care la anul 327 împărăteasa Elena pleacă la Ierusalim acolo unde a găsit Sfânta Cruce, construiește 17 biserici, Biserica Mântuitorului, unde dânsul a fost îngropat mormântului în Ghețiman la Ierevan. Deci 17 la număr în Ierusalim, după care construiește biserici în Alexandria, în Antiohia, în Tir, în Milavitiei și în alte țări care erau sub stăpânirea Constantinopolului. După care Sfânta Împărăteasa Elena, la anul 336, la o vârstă înaintată de 80 ceva de ani, trece la Domnul acele veșnice și este îngropată în Constantinopol. La un an mai târziu, la anul de 337, în ziua de 22 mai, în ziua de Duminica Rusarilor, Sfântul Împărat Constantin, prin Nicomidia, într-o boală grea, își dă dânsul obștețul sfârșit. Este dus dânsul spre scortă la Constantinopol, acolo unde este îngropat, în Biserica Sfinților Apostol Petru și Pavel. Am adus aminte doar câteva lucruri din viața aceștia sfinți împărați și tocmai cu apostolii Constantin și a Maicii lui Elena. Cum am spus la început, viața lor este foarte lungă și de aceea vă îndemn cu toții să le știți viața lor, că-și mult folos sufletesc, vom afla de acolo. Să-i spune viața împărătesei Elena cum să fie confortul al femeilor. Dânsa era ca împărăteasă, dar era îmbrăcată foarte decent, foarte simplu și era modestă, însă era foarte milostivă. Și de aceea prea bunul Dumnezeu admirat-o predânsa cu sfinții. Iubiților credincioși, prezuim noi astăzi pe acești luminători ai lumii, pe împărații și tocmai cu apostolii Constantin și maica sa Elena. Sub domnia lor a dus pace în Imperiul Roman. A dus pace și liniște în biserica dintr-o acea vreme sub domnia lor. Îi rugăm și noi astăzi, care le prezuim pomenirea lor, să aducă pace pre pământ. Să aducă pace în țara noastră, să aducă pace în biserica noastră, să aducă pace și liniște în familie dumneavoastră, ca noi împreună să ne putem mai face toate cele către mântuire, alegina Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, în vecii vecilor. Amin.
cei care poartă numele de Constantin și de Elena, le dorim multă sănătate, fericire, mântuire și să trăiască la mulți ani. Era ziua de 1 octombrie
i-a acoperit în Maicii Domnului și a făcut privechere de seară. Era bisericuța veche, prima biserică din lemn și Sfânta Masă nu era ca acum cu beton și cu marmură. Era o Sfântă Masă de lemn. Și Maica Serafima a fost la stareță de la Dumnezeu Sfântul care a trecut la Domnul de la Dobrog. Deci a zis, părinte, să stăm, să slujim toată noaptea, fiindcă jandarmii n-au avut curaj să intre, să leagă părintele în timpul slujbei. Și a stat până la 11, 12, 1 noapte aproape. Când a văzut că deja lumea iese din biserică, a zis, dar unde e preotul? Și a zis, părintele, a ieșit prin spate. Și spuneau aceia, dar nu, le avem și aici oameni. Cum să iese? N-avea cum. Și atunci părintele s-a ascuns sub Sfânta Masă, repet, fiind de lemn. Deci fiind o masă normală. Fiind cu îmbrăcăminte, nu l-a văzut jandarmii, fiindcă Maica Stareță l-a ascuns acolo. Dar el, probabil și dintr-o nie dumnezeiască, ca să vadă răbdarea sa, când au adus un jandarmi în Sfântul Altar și au contribuit peste tot, el nu s-a putut stăpâni și a tușit. Și atunci și-a dat seama că cineva este ascuns cu Sfânta Masă și l-a luat, l-a găsit acolo și a început să-l bată chiar din Sfântul Altar până la ieșirea din biserică. Nevastă, o să vedeți o icoană prin dvorul bisericii cu sângele lui, sângele mucenic, acela este icoana care chiar mitropolia a vrut să ne o ia, să o ducă la muzeu, dar e dorea și n-a vrut să o dea de aici, din parohia noastră. Este o mărturie că părintele a fost chinuit. Și a fost dus mai departe undeva la râpa lui Coroi, unde jandarmii noaptea i-au mânat un proces verbal și i-a spus, părinte, nu mai semnează că te dai pe nou și noi n-avem nimic cu tine. El a zis, niciodată nu mă voi lepăda de credință, faceți ceea ce vreți, eu de credință nu mă voi lepăda. Și a început să-l bată, i-a luat piciorul, i-a scos dinții și a ajuns la închisoare, unde acolo și-a pierdut și viața. Deci, iată, vedeți, sfinți care au trăit pe aceste meleaguri și de asta parohia Vânătorii este istorică. Și de asta, întotdeauna să știți, cum am avut acum, alaltă ieri, miercuri seara, ploaie cu gheață, numai că s-a tras la noi clopotul cel mare, îndată, au oprit gheața la o comună vecină, la Pipiric, aici a stricat totul. Chiar și preoții de pe nou sau și de la primărie ne sună, părinte, trageți clopotul în deal, că sunt nori în tehnică, știm că acolo, în locul acela, se împrăștie nori. Fiindcă știe că este, știu toți că este un loc sfânt, un loc binecuvântat de mucenici și de asta noi îi păstrăm în memoria noastră și permanent îi pomenim la Sfintele Daruri, la Sfânta Proscomedie și nu îi dăm uitării. De asta, vedeți și dumneavoastră, avem în fața noastră un colaș, o colivă pentru cei morți, pentru titorii de credință, chiar dacă ieri a fost ziua înălțării, ziua eroilor, eroi și de luptă și de credință, facem și astăzi, prea Sfântul a rugat, să facem și astăzi o destregare, fiindcă, iată, mult face rugăciunile noastre în fața lor, ca să-i scoatem și pe ei la lumină, deși noi credem că sunt la lumină, dar să le ușureze sentința când va vedea pe coșata judecată. Mulțumesc încă o dată și dumneavoastră, credincioșilor din alte parohii, care ați avut dragoste să vă vedeți parohia noastră. După ce terminăm și această desaghion, vă așteptăm mai special pe cei străini în sala de mese jos. Avem un ospăț trupesc, fiindcă după ospățul cel duhovnicesc care a fost Sfânta Liturghie, să le și ospătăm ca să facem o masă trupească pentru toți care sunt de departe. Deci, repet, ce prioritari sunt cei ce sunt mai de departe. Și te rugăm pe Sfinții Tarascu Constantin și Mama Sărina să fie rugători pentru noi, totdeauna în și cu și în veci vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte,
Dumnezeu, pe care sunt doar de Dumnezeu, pe zăbiți. Slavă-ți,
subiect.